Creatul lume în care există păcat, ci păcatul a intrat în lume după o anumită perioadă. Geneza 3.1, șarpele, era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vei se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul pomului, din rodul lui și a mâncat și a dat și bărbatului ei, care era lângă ea. Și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domn Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să-mi fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a măgit și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp și în toate zilele vieții tale se te pe pântece, și să mănânci, țărână, prăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei aceasta, îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeii i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copiii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem, să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămide să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp, în sudarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine din piele și a îmbrăcat cu ele. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul, să împiedecăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grânea demnului, ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a fost izgonit el, astfel a izgonit el, adică Dumnezeu pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Amin. Până aici cuvântul din cartea Sfântă Biblia vă puteți reașeza. Dragii mei, suntem într-un moment în care suntem interesați să studiem cum a intrat păcatul în lume, cum a intrat păcatul în rasa umană, printre oameni. Pentru că deja anticipam o teorie care cumva îl incriminează pe Dumnezeu, ci că teoretic, și ar spune că Dumnezeu a fost vinovat, că oamenii au păcate, că oamenii au consecințe pentru păcatele lor. Dar păcatul a intrat în lume prin neascultare. Nu avem vreo dovadă că Dumnezeu i-ar fi insinuat lui Adam că el trebuie să păcătuiască. Din contră, Dumnezeu i-a pus interdicția de a păcătui. A avut o poruncă clară, pe care o citesc din Geneza 2 cu 15, chiar 16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți, vedeți că porunca lui Dumnezeu începe cu o afirmație, nu cu o negație. În lui Dumnezeu începe cu ceva pozitiv, adică cu o favoare pe care i-a oferit Dumnezeu. Poți să mănânci după plăcere. Adică Dumnezeu n-a fost un Dumnezeu cinic și nu este. Dumnezeu nu și-a dorit să îl atace pe om, să-i spună, n-ai voi să faci nimic. Nu, 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 nu. Dumnezeu mai, început, mai, mai la început a zis, da, poți. Adică există o afirmație, poți să mănânci și chiar poți să-ți folosești plăcerea pe care ți-am dat-o. Câtă vreme nu e păcătoasă. După plăcere, din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Vreau să înțelegeți faptul că Dumnezeu l-a creat pe om cu depline facultăți mentale, cu posibilitatea de alegere și în momentul în care omul a decis să nu-l asculte pe Dumnezeu, Omul a făcut această decizie din proprie inițiativă, sub presiunea, bineînțeles, a celui rău pe care l-a acceptat în preajma lui. Mai întâi, am vrea să ne uităm conform acestui pasaj și nu numai, care sunt pașii neascultării produse în viața lui Adam și a Evei. De ce e important să ne uităm la ei? Pentru că acești pași se reiterează. În generația contemporană sunt la fel. Satan lucrează după aceeași șablon, el schimbă doar forma de manifestare, însă el fiind rău prin el însuși și neputând să facă binele vreodată, pentru că e vândut să facă răul, e dedicat răului, e răul în sine, e Tatăl minciunii, el întotdeauna va folosi aceleași metode prin care se apropie de oameni ca să-i determine să nu-l asculte pe Dumnezeu. Primul pas pe care l-a derulat. Această neascultare a fost pasul de a fi provocat la neascultare. Uitați-vă că a venit șarpele, a venit satan la Eva și șarpele care era mai șireț, spune Biblia, nu întâmplător decât toate fiarele câmpului. Aici trebuie să înțelegem că nu era doar un șarpe în sine, da? care se târa sau nu înainte, ci era vorba de exponentul diavolului, adică șarpele a fost simbolul, a fost maniera prin care se exprima satan. Da? Și a utilizat un animal care e specializat să fie înșelător. Da? Pentru că și diavolul, care e numit și în Apocalipsa șarpele cel vechi, este asemănat ca fiind înșelătorul prin excelență. Vedeți, Apocalipsa 20 cu 10, Biblia zice și șarpele, sau diavolul, care înșela pe mulți. A fost aruncat împreună cu fiara și cu prorocul mincinos în iazul de foc, unde vor fi munciți zi și noapte și se mă audă și frați adventiști, dacă pot să-i frați, în vecii vecilor. Da? Deci trebuie să rețineți faptul că iadul este etern. Iadul nu-i temporar. Sufletul tău când moare, nu doar că se anihilează, sufletul tău când moare, Ajunge, după judecata finală, să intre, dacă ai avut păcat asupra Sufletului tău, într-o continuă chinuire, într-un etern chin, care nu se oprește niciodată. Noi foarte greu putem pricepe ideea de etern, pentru că suntem efemeri, tăcători. Dar să știți că așa va fi. Cine va fi împreună cu Domnul Isus Hristos în Rai, va fi într-o bucurie, într-o pace, într-o prezență a Duhului Sfânt continuă, eternă, pentru că și Raiul e veșnic. Cu Dumnezeu vom trăi veșnic cei ce suntem mai lui. Vreau să vă spun că în momentul în care a venit șarpele la Eva, Biblia spune foarte clar că a început să o provoace să nu asculte. Metoda e foarte interesantă. Provocarea aceasta vine prin o îndoială. Uitați-vă cum formulează întrebarea satan. El a zis femeii, versetul 1, partea B, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? să nu mâncați din toți pomii din grădină? Citim pentru că sunt chiar în paralel versetele. Ce a zis Dumnezeu? Dumnezeu a zis, poți să mănânci după plăcere din orice pom. Uitați-vă cum satan neagă, adică pune un nu, o negație, pentru cei care vă plăc logica, vă reamintesc, da, la care nu vă dau gânduri grele. În clasa nu ați învățat că negația transformă o propoziție efectiv ce a făcut Satan este a venit și a luat din cuvintele lui Dumnezeu, din cuvintele lui Dumnezeu și le-a așezat o stare de îndoială în mintea, în inima și în viața lui Adam și a Evei. Îndoiala asta se manifestă prin cuvântul oare. Oare. Nu cumva vi se pare că v-a zis Dumnezeu. Nu cumva ați interpretat voi greșit și uitați-vă că dacă Domnul le-a zis, poți să mănânci din orice pom din grădină după plăcere, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, un singur pom era interdicția, din sute, minus nu știu câte erau milioane, miliarde, cât or fi fost, nu contează, dar rețineți că un singur pom avea o singură interdicție și cel rău vine și zice, oare, oare. Exact la fel vine diavolul în viața ta și în viața mea. El vine prin îndoială. El nu o să vină cu bocanci duri, el nu o să vină cu carne, cu copite, el nu o să vină să-ți promoveze, să, să te provoace, să te gândești la lucruri groaznice, grave, care sunt cu consecințe eterne dacă nu primești iertare pentru păcatele tale. Satan va veni cu oare. În generația contemporană, în mințile adolescenților și a tinerilor, Satan vine cu întrebarea, oare chiar există Dumnezeu? Oare dacă Dumnezeu există, chiar are ceva pentru mine bun? Oare acestui Dumnezeu chiar îi pasă de viața mea? Oare pe Dumnezeu ăsta care e sfânt, etern, am înțeles că e bun, am înțeles că e coetern tatăl cu fiul și cu Duhul Sfânt, am înțeles că face numai bine. Oare chiar are plan pentru mine, are agenda pentru viața mea? Mă scrie în arhivele lui? Oare chiar e interesat? Vedeți, în momentul în care diavolul reușește să-ți așeze în minte ideea că Dumnezeu e bun, dar nu e bun pentru tine, că Dumnezeu a creat Edenul, cum a venit la Adam și Eva și le-a spus, da, Dumnezeu a creat Edenul, Dumnezeu v-a dat o ambianță excepțională, sunteți în locul cel mai bun, sunteți în loc plin de pace, aveți mâncare, aveți alimentație, aveți tot ce aveți nevoie. Tot ce e necesar la nivel corporal, configurația trupului vostru, este perfect așezată în Eden. Nu într-un loc unde există animale sălbatice fioroase, periculoase, într-un loc unde Adam și Eva avea stăpânire asupra tuturor animalelor. Nu existau animale sălbatice atunci, adică fioroase. Adam avea autoritate asupra oricărui tip de animal și inclusiv asupra naturii. Dumnezeu l-a așezat în Eden ca să o îngrijească și să o păzească. Întrebare, de cine să o păzească? Păi de satan. El trebuia să fie acolo bodyguard împotriva diavolului. El trebuia să fie acolo super securizat cu cuvântul lui Dumnezeu în minte și să nu-i permită diavolului să intre în sfera de influență la nivel mental, la nivelul minții lui. Satan, nu avea voie să intre în zona aceea unde poate să intre și trebuie să intre numai Dumnezeu. Nu-i permite diavolului să facă ce vrea cu mintea ta. Nu-i permite lui Satan să se joace cu gândurile tale. Nu-i permite diavolului să-ți supună mintea la întrebări de genul chiar există Dumnezeu. La prima întrebare la care vine diavolul se spui direct, vehement, Satano, te-am identificat, dispare. N-ai voie să intri cu astfel de întrebări în mintea mea. Da, există Dumnezeu. Când Satan zice, explică-L. Nu-ți dau explicații ție. Dumnezeu există. Dumnezeu există. Dumnezeu ne-a creat oameni buni. Inclusiv oamenii de știință care sunt cei mai inteligenți, chiar evoluționiștii încep să dea înspre împăcare, înspre creația, creaționiști. Pentru că nu pot explica elementele acelea care au produs Big Bang-ul. Ei zic, nu știm. A, noi știm, Biblia știe. Dumnezeu a creat totul din nimic, amin? Slăvit să fie numele Lui. Nu lăsa pe satana în primul moment când vine la nevinul minții tale. Chiar dacă n-ai niciun argument pentru existența lui Dumnezeu, poruncește diavolului să plece. De ce? Vine cu o provocare la neascultare. Oare a zis Dumnezeu? Uitați-vă cât de, de urât, câtă manipulare, cât sistem de înșelătorie există în satan. Pentru că după ce o întreabă pe Eva, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Adică ia o parte din porunca lui Dumnezeu, o smulge din context și îi pune în față un nu. Când Dumnezeu a zis, poți, Adame și Cueva, Eva, să mănânci din toți pomii din grădină. El vine și a această propoziție, smulge ce se întâmplă după dar din pomul cunoștinței binelui și lor să nu mănânci și propoziția aia o scoate din context și îi pune un nu și zice, oare? Chiar Dumnezeu a zis, nu, mâncați? Când Dumnezeu a zis, mâncați. Niciodată să nu lași pe satana să smulgă versete din Biblie ca să te determine, să-ți argumentezi păcatele. Păcatul rămâne păcat. Dacă într-o zi vom ajunge în momentele în care o să ne, lea, să ne ia Biblie și o să ne le ardă, dacă o să ne zmulgă smartphonele și să ne scoată aplicațiile Biblie din telefon, să nu uitați, Dumnezeu rămâne pe tron. Dumnezeu rămâne pe tron. Dacă oamenii vor reuși să ne fure tot ce înseamnă materialism, mașină, casă, familie, Dumnezeu rămâne pe tron. Dumnezeu tău nu poate fi supus la vot când îți merge greu. Existența lui Dumnezeu, implicarea lui Dumnezeu în viața ta e nepermis a fi așezată sub semnul întrebării când în jurul tău vin atacuri la nivelul minții, când e provocarea aceea să nu mai asculți. Ascultați cum trece mai departe Satan și Satan vine foarte clar și zice femeia nu prea știa Biblia, ne pare rău pentru Eva. Nu că ar fi știut-o mai bine Adam, dacă o știa teoretic n am împlinit-o. Uitați-vă cum se folosește de neștiința ei. Femeia a răspuns lui. putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii. Ea se leagă de locație, nu se leagă de principiu. Dumnezeu n-a zis pomul din mijlocul grădinii. Dumnezeu a zis pomul cunoștinței binelui și răului. Pentru că, dragii mei, dacă noi nu știm foarte bine Biblia, Satan dă de pământ cu noi când vrea. Pentru că Satan știe Biblia foarte bine. Doar că o interpretează de așa maniere încât să te provoace să păcătuiești. Pentru că el promovează păcatul, o să vedem imediat. Eva trebuia să spună, putem mânca din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului avem interdicție să mâncăm. Ea zice, din mijlocul grădinii. Satan deja se zizează că iar o slăbiciune, nu prea știe Biblia. Să știți că de cele mai multe ori cel rău reușește să intre neascultare sau cu neascultare în viața noastră când nu prea știm Biblia. Când știm Biblia după ureche când avem un folclor pentecostal, evanghelic, numiți-l cum vreți, când știm ceva despre Dumnezeu, dar nu știm exact ce scrie în Biblie. Când zice, mi se pare că pe acolo scrie așa, deja satan aude. A, tu nu știi? Las că o să, o să vină frumos la tine. Și pentru că Eva nu știe foarte bine Biblia, porunca, acum noi nu dăm vina pe Eva, pentru că Adam era responsabil ca preot în casa lui. Deci vina este poate mai mare a lui Adam. Pe cine l-a tras la raport Dumnezeu prima dată când a venit? S-a dus la Adam, nu? La Adam s-a dus. Nu s-a dus la Eva, la Adam s-a dus. El trebuie să fie preot în casa lui, responsabil cu citarea cuvântului, cu responsabilitatea asta de a promova cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, spune versetul 4, șarpele, adică diavolul a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar, opa, neascultare înseamnă promovare. Dar Dumnezeu știe, opa, tu îi dai dreptate lui Dumnezeu că el știe? Adică tu recunoști că Dumnezeu e omniscient? Dar ce știe Dumnezeu? Tu îi pui cuvinte false în gura lui Dumnezeu. Satan nu va veni la tine să spună: Dumnezeu e rău, e absent, te distruge, nu vrea să-ți facă bine, n-a creat nimic bun. Satan o să vină cu adevărul truncheate și o să spună: Da, Dumnezeu e creator, Dumnezeu e foarte bun cu casa ta, Dumnezeu ți-a dat de mâncare, Dumnezeu ți-a dat mijloc de transport, Dumnezeu ți-a dat sănătate, Dumnezeu ți-a dat fericire, Dumnezeu ți-a dat dar nu ți-a dat tot ce trebuie. Ascultați cum vine Satan la, la, la Eva și spune foarte clar: Dumnezeu știe. Dar ce știe Dumnezeu? că în ziua când veți mânca din el, din pomul acesta, vi se vor deschide ochii. Hopa! Ceva rău în asta? Ascultați ce promovează satan. Și veți fi ca Dumnezeu. Deja ai aruncată sămânța diabolică. Știți de ce a căzut Lucifer din cer? Am vorbit a la trecută. Pentru că și-a dorit să fie ca Dumnezeu. Deja, Evei s-a aruncat ideea că trebuie să-și depăsească nivelul de om. Și că dacă păcătuiește, poate fi promovat și Adam, poate fi promovată și ea, nevasta lui, și prin neascultare, ei pot să concureze cu Dumnezeu. Adică, și că Dumnezeu ar fi rău, zice diavolul. Și nu suportă ideea concurenței să mai fie și alții ca el. Vedeți cum, cum lucrează Zatan? Vine să te provoace la neascultare prin ispitire vine foarte fin, foarte fin, îți lasă cuvântul la nivelul minții, te lasă să fii penticostal, baptist, creștin după Evanghelie, te lasă să fii religios, n-are nimic cu religiozitatea ta. nu i supărat că porți Biblia cu tine, n-are probleme că tu mai cânți, nu e interesat că ai o slujbă, nu, 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 nu are interesul ăsta. Însă el trece fin la nivelul minții tale și zice, vreau să-i arunc o momială care e potrivită cu vulnerabilitatea vieții lui, vulnerabilitatea vieții ei are o problemă Eva cu identitatea ei, își dorește să fie mai sus decât e, perfect, am prins-o, o, o să-i propun să nu-l asculte pe Dumnezeu. Că dacă nu-l ascultă, e promovată. Și satan vine cu oferta asta la fiecare dintre noi. Nu există om pe planeta Terra căruia să nu-i vină satan cu o ofertă care uimitor de tare seamănă cu ușa ta despre care spunea Sergiu, ușa ta, ușa slăbiciunilor tale, care dacă un pic o interdeschizi, satan îți o rupe și intră agasant în viața ta. Dacă n-ai o vulnerabilitate și n-ai o aplicare înspre consum de alcool, nu o să vină niciodată la tine cu alcool. Dacă n-ai o problemă cu tutunul, nu o să vină niciodată cu consumul de țigări, nici electronice, nici normale. Dacă n-ai o problemă cu dorința de afirmare, nu o să vină niciodată. Dacă ești mai interiorizat, mai interiorizată și nu-ți dorești să ieși în evidență în public, nu o să vină niciodată cu ideea să te mândrești cu slujirea ta. Dar dacă îți plac banii ca lui Iuda, o să vină cu banii. Știți cum a venit, cum a venit mare preos la Iuda? Când Iuda i-au propus, le-au propus, le-a zis, ce-mi dați ca să vi-l vând pe Iisus Hristos? Nu i-au dat trei variante, instant. I-au spus, 1, 2, 3, 30 de arginți. I-au numărat. Știți de ce? Iuda iub, iubea banii. Iuda fura din banii ucenicilor. Iuda avea o vulnerabilitate pe acest subiect. Și pe subiectul unde ești cel mai vulnerabil, unde stremură carnea pe tine de emoții când vezi lucrurile alea, unde ești cel mai slab la nivelul minții, acolo va veni satan cu o ofertă care se potrivește și o să se îmbrace în haine religioase. Nu o să observi dacă nu ești atent o să-ți aducă motivații aparent pozitive, o să-ți spună că Dumnezeu te ajută, că Dumnezeu e de acord cu asta, că Dumnezeu abia așteaptă să te binecuvinteze dacă faci asta. Păi până la urmă dacă li se deschidea ochii, nu pare a fi binecuvântarea asta? Cine poate deschide ochii decât Dumnezeu? Dacă ar fi ajuns ca Dumnezeu, nu de fapt asta vrea Dumnezeu cu noi în final? când vom fi ca El, când îl vom vedea față în față, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Vom fi ca Dumnezeu. Vine o zi în care Dumnezeu ne dă harul ăsta pentru mântuiții Domnului, să fim ca Dumnezeu. Pentru asta cântăm, pentru asta vinem la biserică, pentru asta citim Biblia, pentru asta trăim ca într-o zi să fim ca Dumnezeu. Dar nu folosind scurtăturile lui Satan. A treilea pas pe care îl utilizează diavolul în această neascultare pe care o produce în viața sau o așează în mintea omului este să încalci porunca lui Dumnezeu. Satan zice hotărât nu vezi muri. Adică prima dată zice oare îndoială. O provocare, o posibilitate, o paranteză. Ai căzut acestui pas, vine și zice, dacă faci asta, să știi că o să ai cea mai mare binecuvântare din istoria vieții tale. Și al treilea pas este că se impune. Sunt oameni care recunosc și spun, frate Caleb, am vrut să nu păcătuiesc așa, dar vă spun sincer, cu toată, cu toată deschiderea din inimă mea, mă vede Dumnezeu și mă aude. N-am mai putut să mă opresc. De ce? Pentru că dacă îi dai voie celui rău să-ți acceseze mintea, dacă nu știi cuvântul lui Dumnezeu ca să-l contracarezi, pentru că Domnul Iisus Hristos când a fost ispitit, la fel ca orice om, cele trei tipuri de ispite prezentate în Evanghelia după Matei și după Luca nu sunt singurele ispitiri de care a avut parte Iisus Hristos. Zice Biblia, l-a lăsat până la o vreme și s-a întors din nou. Satan e specializat să vină să te ispitească. Vine dimineața, vine seara, vine momente grele, vine momente frumoase. Când ești bucuros, vine să te simți că ești cel mai important din univers. Când ești trist, vine să spună, vezi lui Dumnezeu, nu-i pasă de viața ta. Unde, unde, ai ajuns? Și după ce tu accesezi și accepti provocarea diavolului, după ce această promovare a neascultării începe să devină un light motiv, o dorință în interiorul vieții tale, parcă pentru asta trăiești vine diavolul și zice, acum, oricum nu mai ai ce să faci. Nu mai asculta pe Dumnezeu. Hotărât nu veți muri. Hotărât. Acum, care e problema dacă tu păcătuiești îi spune diavolul Eve, citesc mai departe. Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Ascultați ce îi spune versetul 6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat. Păi de unde știe asta e? Că nu am mâncat niciodată din el. Vă dați seama cât de tare a afectat mintea? Vă dați seama cum i-a schimbat percepția, configurația mentală, gândurile ei au fost efectiv transformate. A început să gândească după maniera lui Satan. Așa se explică că oamenii trăiesc în păcat. Pentru că înainte să comită păcatul, când se pun pe drumul păcatului, ei consideră că ceea ce fac e bun. Ascultați ce crede Eva. Ea a crezut că e bun, e bun, e bun de mâncat și plăcut de privit. Și mai mult, că era de dorit. Deja începe să se nască dorința că își dorește asta, că vrea neapărat să se întâmple în viața ei, ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui, a mâncat, a dat și bărbatul ei care era lângă ea. Și bărbatul ei a decis să mănânce. Provocările sunt de tot felul când satan vrea să intre cu neascultarea în viața ta și în viața mea, în egală măsură. Promovarea păcatului a neascultării este atât de adânc ticluită. Există o regie neagră, ca niște regizori care stau și gândesc ore în șir, miliarde de ore, să le iasă filmul. Și aici nu-i film, e viață, e realitate. Și Satan, dacă e deschis ușa, el nu așteaptă să-l inviți să se așeze la masă. El îți direct în frigider. El îți smulge ce vrea el din frigider și îți spune pe masă. Și inventează chestiuni să facă ce vrea în casa ta. Pentru că el se impune în mare cam ăștia spașii. Vreau să ne uităm la consecințe puțin, că sunt înfiorătoare. Păcatul o singură neascultare, i-a izgonit pe primii doi oameni perfecți, creați de Dumnezeu, din locul perfect i-a afară. Uitați-vă cum se transformă din prietenul lui Dumnezeu, devine dușmanul lui Dumnezeu. Din părtășia extraordinară în care Dumnezeu în răcoarea dimineții, în răcoarea zilei, venea la Adam, vorbea Dumnezeu cu Adam, vorbea Adam cu Dumnezeu. E ceva splendid doar atunci când ai o revărsare a Duhului Sfânt peste tine, și când parcă uiți de oameni, uiți de probleme, uiți de prioritățile palpabile, materialiste, progresiste, umaniste, marxiste, uiți de ce înseamnă tot ce vrea diavolul să facă în viața ta, când ești în conexiune directă cu Dumnezeu. Ceva asemănător cu momentul în care vorbești în alte limbi, când mintea ta este fără rot și Duhul Sfânt vorbește cu Duhul tău, vorbești taine cu Dumnezeu. Este un mesaj criptat, super securizat, în care satan nu are acces nici măcar o fracțiune de secundă. De aceea vă rog să vorbiți în limbi, când vă dă Duhul Sfânt, nu când provocați voi. E un mesaj criptat, dialogul Evei cu șarpele, a dus-o în afara grădinii. Pentru că fiecare dialog cu Satan este o absență lui Dumnezeu. Când noi dialogăm cu Dumnezeu, când Dumnezeu vorbește cu noi, este un moment splendid, Era răcoarea dimineții. E o pace indescriptibilă, e o fericire care nu poți prinde în vorbe. Uitați-vă că neascultarea i-a supus pe oameni suferințelor fizice, oboselii, și chiar morții fizice. Uitați-vă că neascultarea are drept consecință atragerea tuturor oamenilor în păcat, pentru că Biblia spune, printr-un singur om a intrat păcatul în lume. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume. Dar uitați-vă, înfiorător e următoarea realitate, înfiorătoare. După ce omul n-a mai ascultat, a devenit sclavul păcatului. Nu doar că Adam a primit consecințele pentru faptele lui pe deapsa lui, nu doar că Eva a primit pedeapsa ei, nu doar că șarpele a primit pedeapsa lui. Uitați-vă că rasa umană a fost atrasă efectiv în păcat. Și odată cu nașterea unui copil care îl vezi atât de gingaș, fără de nici o problemă, odată cu nașterea lui. prin simpla lui naștere, în rasa umană el este atras Sub sclavia păcatului. Un om nu se naște sfânt, nu se naște bun. Psalmistul David, spune în psalmul 51, un păcat, m-a zămislit mama mea. Iată că sunt născut în fără de lege. Iată că, efectiv, când sunt mic, sunt dator sclaviei păcatului. Omul se naște sclav, nu se naște liber. Ascultați și spune cuvântul Domnului, toți au păcătuit, spune în cartea Roman, capitolul 5, versetul 10 la 12, versetul 2 cu 1 și 2, din acest motiv niciun om nu se poate autosalva, niciun om nu se poate mântui, un frate cât ar fi de pocăit nu poate mântui un alt frate, nici de corp, nici din perspectivă spirituală, psalmul 49 cu 78. Da? Niciun om nu se poate salva singur, de ce orice om este născut sub robia păcatului. Dar există o mare onoare. Când a venit Domnul Isus Hristos din cer, omul a fost smuls de sub robia păcatului. Starea lui de păcat a fost transformată într-o stare de binecuvântare. Roman 5 cu 19 la 21. Necazurile, truda, moartea, pot, din momentul în care ai intrat într-o relație personală cu Domnul Isus Hristos, să conlucreze, spune cartea Roman 8 cu 28 la 30, Roman 5 cu 3-4, fapte 14 cu 22, problemele tale, necazurile tale ușoare de o clipă, pot fi conlucrătoare cu planul lui Dumnezeu pentru biruința ta în eternitate. De ce? Pentru că a venit Domnul Isus Hristos. Și dacă păcatul a intrat în lume pentru un singur om, tot printr-un singur om s-a dat o hotărâre de eliberare. Hotărârea aceasta o poți activa pentru viața ta când tu crezi că Isus Hristos a murit pentru tine. Vreau să ne uităm puțin la definirea păcatului în următorul slide. Este foarte important să înțelegem că păcatul vine în lume prin ascultarea primelor oameni care a afectat intrarea acestui păcat întreaga rasă umană. Roman 5 cu 19. Ce este păcatul? Păcatul este o încălcare a cuvântului, a voinței, a poruncii lui Dumnezeu. Roman 3 cu 23, care atinge 5,19 la 21. Omul păcătuiește prin două dimensiuni, prin omitere și prin comitere. Este două dimensiuni ale păcatului. Omitere înseamnă să știi că trebuie să faci un bine și să alegi să nu vrei să-l faci. E păcat. Cine știe să facă un bine și nu-l face, Săvârșește un păcat. Dacă tu știi că poți să ajuți un om care e pe o direcție greșită și nu-ți pasă și nu te interesează, și ai metodele necesare, ai intrat în post, în rugăciune, ți-a spus Dumnezeu, uite, e cineva lângă tine pe care trebuie să-l ajuți. Dacă nu-l ajuți și zici nu mă interesează de problema lui, ce-mi pasă mie ca păcătuit, nu vreau să mă implic. Să știi că e un păcat a omite să faci un bine din neglijență, din neatenție, din nepăsare, pentru că nu te-a interesat. Este păcate care presupun comiterea să derulezi o faptă negativă. Omitere înseamnă să nu derulezi o faptă pozitivă. Și în ambele sensuri e vorba de păcat. Păcatul este orice fel de faptă care atentează și care întinează mintea ta, trupul tău, sufletul tău. În momentul în care sufletul tău este afectat de păcat, în momentul în care trupul tău este afectat de păcat, când Duhul tău e afectat de păcat, citesc câteva păcate, dau exemple din cartea Sfântă Biblia, curvia, prea curvia, necumpătarea, lenevia, îmbuibarea, împovărarea cu gânduri lumești, gândurile rele, sinuciderea, avorturile, vorbirea de rău, vrajba, minciuna, fățărnicia, furtul, înșelătoria, neajutorarea sfinților în timp ce au nevoie, și vreau să mai spun ceva, chinuirea animalelor. E păcat. Și în momentul în care intenționat ți-ai propus să chinui un animal, e păcat. Da? v am dat câteva exemple de păcate. Continuăm. Uitați-vă altfel de păcate. Trecem mai departe. Necredința. Nepăsarea. Cine la proiecte să fie cu mine, da? Ok? Nesocotirea harului venit de la Isus Hristos. Lipsa fricii de Domnul. Se păcat. În momentul în care ai luat în deșert numele Domnului, în momentul în care l-ai transformat pe un om, o persoană, un lucru, ceva, în idol, superstițiile sunt păcat. Adaug aici bănuiele rele. Mi se pare mie că îl bănuii. Păcat? Vărgitoria e păcat. Adaug boscoanele, ghigitoria, datul cu ghiocul. În momentul în care te uzi la horoscop, se e păcat. Tu se poate tu să nu poți merge la, la școală fără să vizionezi oroscopul. Eu n-am cum să fiu fecioară, eu sunt bărbat, v-ați înțeles? Indiferent că sunt născut în septembrie sau unde, oriunde sunt născut în ce lună. Eu nu citesc astfel de prostii. Asta e păcat. Când tu te conectezi cu lumea idolatră, când ocultismul așezi în mintea ta, când tu venerezi sau ai frică de astfel de elemente. Sunt oameni care nu pot dormi noaptea pentru că se tem că sunt blestemați. Oprește-te. Dacă peste tine este sângele lui Iisus Hristos, dacă numele Domnului este așezat peste viața ta, asupra ta, astfel de stări n-au nicio putere. Dar dacă ai un singur păcat asupra vieții tale, toate stările acestea se derulează peste tine și pot să afecteze generațional, pruncii tăi, părinții tăi, neamurile tale. Dacă ai acasă obiecte vrăjitoarești, obligatoriu trebuie să le scoți afară. Dacă nu pot fi sparte în cioburi, departe de casa ta, să le arzi în foc. Fă curățenie. Fă curățenie în casa ta. De ce? Dumnezeu este interesat ca păcatul să fie înlăturat. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Păcatul odată înfăptuit are consecințe. Este gravitatea păcatului. Foarte mulți își spun, lasă că te iartă Domnul. Lasă că Domnul trece cu vederea. Lasă că Dumnezeu e foarte bun și iartă. Da, Dumnezeu iartă orice, orice fel de păcat. Nu Sunt un băiat care s-a drogat de la 14 ani până la 21. Dumnezeu nu e obligat să, reface, să refacă, să refacă plămânii. Dumnezeu nu e obligat să refacă sistemul de configurație și de a sângelui în organism, creierul, neuronii. Dumnezeu nu e obligat să-i refacă. Dacă Dumnezeu îi dă har și reface neuronii, atinge viața, da, să intrarea lui Dumnezeu. Dar ideea că păcatul are consecințe grave ar trebui să ne înfioare. De aceea mă bucur pentru voi care sunteți curați. Mă bucur pentru voi care ați trăit aproape de Domnul. Sunt bucuros pentru voi care v-ați păstrat viața curată în prezența lui Dumnezeu și ați avut frică de Dumnezeu. Să știți că binecuvântarea voastră va fi dată cu siguranță. Pentru că Dumnezeu nu e nedrept să uite ostenelile voastre. Uitați-vă că păcatul e boldul morții și atrage după sine pediapsa veșnică a lui Dumnezeu. Cea mai dură pediapsă e că plata păcatului este moartea. Așa să suntem ridicați. Aș vrea să stai înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea în următoarele momente, în timp ce ai ochii închiși, să te gândești la propria ta viață. Să te gândești foarte bine la viața ta. Să fii foarte atent și foarte atentă cu ceea ce se poate să se deruleze în viața ta. Să știi că orice om este posibil să fie înșelat. Orice om poate fi mințit. Înșelăciunea diavolului este de atâta perspicacitate și este așa de bine ticluit tot ce face el, încât oricând, la orice oră, dacă nu veghezi, oricare dintre noi, putem fi înșelați de satan, putem fi îngenuncheați în fața păcatului. Și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Un singur păcat care se află asupra vieții tale, dacă nu-l scoți afară, păcatul acela roade ca un cancer, roade azi, roade mâine, roade o lună, roade două luni, roade un an și la un moment dat te surprinzi tu pe tine însuți cum te nu mai simți prezența Domnului. Cum de nu mai simți puterea lui Dumnezeu? Cum de nu mai ai pace în sufletul tău? Cum de Duhul lui Dumnezeu ție nu-ți mai vorbește? Cum de pentru tine Domnul devine un străin? Cum de a rămas Dumnezeu aruncat în istoria vieții tale de câteva luni, de câțiva ani? Cum de Dumnezeu pentru tine nu mai vrea să facă minuni? Să știi că s-ar prea putea că ai acceptat provocarea ispitei diavolului. S-ar prea putea, că ai acceptat promovarea pe care a făcut-o satana, s-ar prea putea să te fi timorat, să te fi blocat impunerea de care a dat dovadă, maniera în care s-a impus în viața ta și a zis, de aici încolo, eu îți controlez viața. Aici e prezent Domnului Isus Hristos. Am să spun ceva, pe dealul Golgotei, pe dealul sub formă de craniu uman, cum îmi place să vă spun, ca să arate cât de mult s-a implicat să fie om ca noi. Sângele lui nevinovat s-a vărsat pentru fiecare dintre noi. Fie că ești aici fizic, fie că ești online, am să spun ceva. Indiferent de gravitatea păcatului tău, pune punct păcatului din viața ta stai înainte lui Dumnezeu, plângeți păcatele, regretele, strigă după mila lui Dumnezeu, păcatul aduce ceață în viața ta, păcatul aduce nesiguranță, păcatul aduce frică, păcatul aduce o stare de anxietate, de panică, nu mai știi, mă ascultă Domnul, nu mă ascultă Domnul, nu mai știi, mai e Domnul cu mine, nu mai e Domnul cu mine, mai e Domnul interesat de viața mea, mai e pasă lui Dumnezeu de sufletul meu, am să spun ceva, faptul că asculți online sau faptul că ești fi fiz caíte arată că Dumnezeu te iubește. Sângele lui Isus Hristos e gata să fie așezat peste sufletul tău. Trebuie să fii sincer cu viața ta, trebuie să fii sinceră cu viața ta. Trebuie să-i spui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă și pe mine. Este cineva aici în timp ce aveți ochii închiși care îi spune Domnul Isus Hristos, Doamne, vreau, vreau să mă ierți de păcatele mele. Vreau, Doamne, să mă atingi cu sângele tău supranatural. Vreau, Doamne, să mă binecuvintez. Deja s-a ridicat o mână. Mulțumesc dacă mai e cineva. Dumnezeu să atingă viața să te ajute să iei o decizie de curățare spirituală, să intri într-un proces de autoeliberare, nu pentru că te eliberezi singur sau singură, ci pentru că sângele lui Isus Hristos îți aduce eliberare. Precan meno vedo zihet. Este prezent aici Domnul Isus Hristos și poate lucruri pe care până azi nu l ai văzut păcat, poate stări pe care le-ai privit așa într-un mod general, ai zis nu-i problema asta, nu-i problema asta. Ți-ai dat seama că pe simțite? din ea, atenție, ca Eva ai fost mutată, ai fost mutată de lângă cuvântul lui Dumnezeu, ai fost mutat de lângă cuvântul Domnului ca Adam, n-ai vegheat și te-ai trezit că ai în dialog cu Satan, din diverse motive, din diverse motivații, pentru că ai avut motivații bune la început, pentru că ai vrut să-ți meargă bine lucrurile, dar dintr-o dată Satana a pervertit tot ce a fost bun în viața ta, a întors totul pe dos și ți-a atacat mintea și acum diavolul îți spune, nu mai poți fi iertat, nu mai ai viitor, nu mai ai speranță, pe tine nu te mai iubește Iisus Hristos, am să spun ceva cu Biblia în mână, în numele lui Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos te iubește, Domnul Iisus Hristos e gata să dea pe tine popoare, Domnul Iisus Hristos pentru iertarea ta a murit la calvar, El a adus eliberarea de sub sclavia păcatului, nu mai pot trebuie să fii robul diavolului, Dumnezeu m a chemat la mântuire să te lase pe mijlocul drumului sau pe jumătatea lui sau să te lase la trei sferturi sau la 1% sau la 5% din drumul pe care îl ai înspre cer, înspre împărăția lui Dumnezeu. Când caz, ridică-te din praful drumului și zi, Iisuse, am nevoie de iertarea ta, am nevoie de sângele tău, am nevoie de sângele eliberator care mai iartă. Simt că Domnul este prezent aici. Și bret canado doveloziet, Simt puterea Domnului care este prezentă să deslege. Poate ai anumite lucruri pe care nimeni nu ți le știe. Poate ai anumite stări de care ai vrea să fie eliberat sau eliberată. Poate ai avea nevoie de eliberare prin mărturisire. Caută un slujitor dacă ai nevoie de asta. Și acum, în momentul ăsta, nu pierde timpul. Mărturisește-te Domnul Isus Hristos. Strigă după mila lui Dumnezeu. În această seară simt că Domnul atinge minți. În seara aceasta simt că Domnul rupe lanțuri. Simt că se desfacă tușă de pe viața ta. Aleluia Domnului Isus Hristos. Este seara eliberării tale. Este seara descătușării tale. Poate diavolul spune, de prea multe ori ai zis că ești slab, de prea multe ori ai zis că ești neputincioasă, nici măcar nu mai ai curajul să ridici o mână, să nu te interpreteze alții. Unde ai căzut de oare? Să nu te intereseze ce zic oamenii, să te intereseze ce zice Isus Hristos, să te intereseze ce face Domnul Isus Hristos, să te intereseze că sângele vărsat la calvar are putere de eliberare și în seara aceasta. Rostesc liberare în numele lui Isus. În numele lui Isus, în numele lui Isus. Orice gând care te ataca Orice panică care ți-a blocat mintea și n-ai mai putut să te încrezi în Domnul, să fie mustrate în numele lui Isus aceste stări. Intrăm în această rugăciune, cu toții ne rugăm. Vă rog să nu vă grăbiți să rugăciune, Vă rog să chemați numele Domnului peste mintea voastră, peste sufletul vostru, peste ochii voștri, peste urechile voastre, peste nările voastre, peste buzele voastre, peste mâinile voastre, peste picioarele voastre. Domnul e prezent aici să-i liberezi. Domnul e prezent aici să dea pacea, să primești din nou siguranță să fii sigură și să.